Astăzi vom discuta despre ce scule mai folosesc pe șantier. Am achiziționat câteva scule pentru a putea desfășura diverse lucrări pe șantier fără ajutorul meșterilor. Una din primele achiziții a fost un polizor unghiular. Acum el este utilizat, dar arată cam așa. Este modelul PWS750 cu un diametru de 125. Are protecție contra prafului, o ajustare a apărătorii foarte rapidă, care de altfel m-a și convins să o cumpăr. Nu pornește dacă îl bagi în priză și butonul este on. Face parte din gama semi-profesională de la Bosch, dar până acum s-a comportat destul de bine. El vine în pachet cu o cheie pentru pânză. Și polizorul în sine. Are un cablu destul de lung, cred că undeva la metru și jumătate. Sistemul de ajustare a pânzei, care de altfel m-a convins să-l cumpăr, se apasă pe el și pur și simplu se ajustează poziția. Sunt câteva poziții care îți permit diferite tăieturi. Am avut de ales între Makita și Bosch. Am ales datorită acestui sistem. Ca și avantaje, este foarte rezistent. A tăiat orice. Și rezistă foarte bine, chiar în blocuri ceramice, în zidărie, beton, taie foarte bine. Se încinge un pic, dar e ok. Acesta e butonul de blocare. Așa, ce mai avem? Avem acest mâner detașabil, care se poate monta și aici și aici. Depinde de persoanele care îl folosesc. Și cam asta e. Un singur minus ar avea, de fapt îl are, acest buton de pornire. E foarte ciudat. El trebuie cumva apăsat în față. Se apasă destul de greu. Mi se pare destul de greu de lucrat cu el. Și alt dezavantaj, când aici în gaura asta în care el se blochează, acolo, intră praf, ai o problemă. Nu mai poți să-l pornești. Trebuie să te oprești din lucru, cureți acolo acel orificiu și te apuci din nou de lucru. Aici avem specificații, da? Codul 750W, discul diametru 125, 12.000 de rotații și EMA de în Ungaria.